Am făcut un joc cu fetele și m-am întrebat cum îmi doresc eu să fie bărbatul pentru mine. Ce, ți-o place de mine acum? Nu că îmi place de tine, Radu, dar tu ai ieșit pe foaia asta. Ia, yeah. Ce, la te-am ce? Te-am bifat la loial, că mi se pare că ești. La sincer, familist ești, ambițios ești și iubăreț ești. Ai 4 din 5. E singurul cu 4 din 5. Bun. Ce se întâmplă acum? Ce se întâmple? Tu știi bine că între noi doi eu nu aș putea să văd ceva, Giulia, decât simplă prietenie, pentru că noi doi ne-am cunoscut într-un alt context și, în primul rând, nu te-aș putea vedea pe tine ca pe o potențială iubită niciodată, dar mă bucur că... Da, a fost interesant și nu mai așteptam la asta, să ieși fix tu. Păi și Cosmin, ce, unde n-a ieșit, de exemplu? Sau... Cosmin n-a ieșit, Cosmin s-a dus de la inima mea. Da? Da. Păi nu vreau să zic la ce are X. Are la familist, pentru că nu l-am văzut așa ambițios nici atât și nici măcar iubăreț. Bine, gândește că a fost făcut cu Catinca și Lorena. Că na, eu nu vă cunosc când e ajuns. Poate o să intrează băia, nu? Te-ai dorit să aibă și el calitățile alea? Mm-hmm. Cine știe ce băiatul intră? Serios, poate intră vreun băiat acum. Poate chiar... Doamne ferește, Radu! Că și Laurențiu să-l chemăm în casă, Doamne ferește! Tu dai seama ce are și? Mi-a zis Laurențiu că George în seara poate că-i venit să spun că te las aici, deși el a zis în gală că nu. Acum a zis asta. Că l-am întrebat despre cum era George aseară și a zis și mie mi-a că după faza. Tine e venea să plângă aseară. Și mi-am adus aminte. Și Laurențiu avea pielea de găină, adică acum. Da. Chiar. Da, da, da. Ce s-a întâmplat? Și știi de ce mi-am adus aminte? Da? M-am gândit ca să vezi conexiune. Cu Laurențiu? Ce ai tu? Nu, vorbeam cu Laurențiu. Ce conexiune am avut aici cu Laurențiu. Nu, stai. Păi a zis ceva de Laurențiu și am întrebat ce s-a întâmplat și ai zis pe a luat-o în brațe pe Catinca. Băi, deci ești o îmbârligătoare. Se vede că ești cu Radu. Wow. Nu-i nimic, Ana, să dar nu contează, pur și simplu eu am plecat de aici. Stai puțin, nu te mai agit, dar lasă-mi să-ți explic. Dar nu mă agit. Vorbeau ieri și tu ai auzit Laurențiu. Vorbeam despre George. A povestit Laurențiu ceva despre George. Mai cu impact emoțional. Și asta se discuta despre el. Ok. Ce ați pățit? Nu, eu am venit și cum e firesc și normal, întreb ce s-a întâmplat, ce ați făcut, ce ați mai făcut. Atât a fost un întrebare. Dar tu ce ai făcut, cum ești? Că te văd pentru prima dată când vii și ești bine. Da, chiar că nu era Laurențiu. Și am rămas cu Radu. Uite, și asta am făcut noi acolo. Ce? Am început să vorbim, dacă vrei să explic, dar am vrut să-ți explic el. Am început să vorbim un pic despre relația voastră, cum s-a simțit el, i-am explicat și eu cum cred că te-ai simțit tu. Și după am zis, haide să vedem, să punem pro și contra și să vedem unde puteți lucra și ce puteți să faceți pentru cea. Și nu cumva am zis asta e. Deci ciudat că faci tu asta, da, cu Radu și nu Cristina. Da? Păi am făcut-o pentru ca el să-și dea seama. Și am zis, pro... El la pro are conexiunea emoțională și tot felul de... Sau poate poți să te duci și să discuți cu el? Dar oare de unde a venit ideea asta? Eu nu m-am dus să discut cu el. Păi dacă nu pot să o fac cu mine, o fac cu alte persoane. Pro, conexiunea emoțională. Da, dar aici s-a referit la conexiune per total. Eu am pus emoțională. După că sunteți foarte asemănători în foarte multe gândiri, în lucruri care le faceți, sentimentele. Ceea ce v-a făcut pe voi să fiți până să ajungeți așa până în momentul de față. După contra, am pus tachinări și certuri și aici îți explic. De multe ori tachinările voastre, voi începe să vă tachinați în glumă și ajungeți să vă certați din lucrurile atât de mici. Asta e un contra. Dar eu nu orgoliu și încăpățânare. Sunteți foarte orgolioși amândoi și foarte încăpățânați. Asta e un contra care a pus el. Și după stagnare și încredere. Că ați stagnat un pic în emoțiile voastre și încrederea pe care evident tu nu ai. Și a zis că și... Eu nu înțeleg. Ce e aici? Despre ce e vorba aici? Mă rog. Vreau să continui. O să faci și am subliniat încrederea pentru că asta este contra cel mai mare și a zis că și el nu, nici el nu mai are încredere. Nu mine.
Nu mai are încredere în mine. Nu, 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 că la un moment dat a început să nu mai aibă nici încredere în situație. Ce faci, zâna mea? Poți să merg și eu la... Păi spune-mă la Cristina. Și că ești mut. Like. Hai, văzut. Ia o ce fericire. Ia, ia. Ia. Ce nebun. Du-te odată, mă, că trece timpul. Ce dement e, mă, doamne. Fericirea are chipul ei. Bă, stai că iau merele alea, mă. Ia uite-l, mă, mă, că ți-l mai doarce de-n drum. Bă, nu-i bine să te întorci de-n drum. Auzi? Dacă își cer ceva, faci? Ce? Îi dai un pupic lui Mihail din partea mea? Bă, ești nebun, mă, ce ai? Am vrut să-ți văd reacția atâta, să nu cumva să te atingi. Ai auzit, nu? Sau? Sau, ai grijă. Să nu fie sau. Știu că din exterior se pare amuzant, am înțeles treaba asta, că urând de glumim aici. Dar probabil dacă ești pus în situația respectivă, o să-ți dai seama că dacă cineva intervine când vrei să vorbești ceva cu persoana respectivă și mai ales în condiția în care să aduce în discuție faptul că eu nu vorbesc cu ea. Și atunci când încerc să vorbesc cu ea. Eu n-am susținut asta. Păi nu, dar ai zis că poate e amuzant. A fost amuzant și de aia... A fost amuzantă, nu a fost amuzant ce a zis. A fost amuzant situația, ironia. Da, știu, am văzut și am înțeles treaba asta. Dar dacă nu ești pus în situația să fii un... postura respectivă, să încerci să vorbești ceva cu persoana respectivă și să nu fii lăsat, probabil o să înțelegi treaba asta și o să reacționezi poate la fel. Poate o să reacționezi la fel. Corect, dar stai un pic. Nu. Eu oricum am un mod de a gestiona situațiile altfel. Pe cum ai putea să gestionezi dacă timpul tău e limitat aici și cineva intervine și știi că timpul se scurge și tu n-ai putut să vorbești cu persoana respectivă? Cum reacționezi? Da, ce faci? Îl împingi? Corect, dar sunt... Ce poți să faci? Sunt puncte de vedere și tu oarecum au avut dreptate că ești victimă colaterală. Dar ce există? Ce înseamnă victimă colaterală? Laurențiu nu face ceva să te atace pe tine. Dar pe cine atacă? Păi și prin ea. Nu mă atacă păi pe da, dacă el o atacă pe Bianca pentru că păi și ce sunt pentru Bianca? Bianca ce pentru mine? Ascultă-mă, din spusele lui și el a fost atacat de Bianca până să vii tu. Da, dar până să vin eu. Dacă mie, eu când am intrat în casă, mie mi-a zis Laurențiu că nu o să mă bag între voi. Da? Mi-a zis asta? Da. Nu odată, de mai multe ori. Ok? Și Radu la fel. Și apoi tu faci treaba asta, mie ce-mi denotă treaba asta? Și dacă să zicem așa, Larisa m-a fi atacat spunea... pe mine înainte tu nu mai să vorbi vii de Larisa. Auzi tu, ascultă, nu-ți convine că te pun în locul? Nu, dar tu... Dacă Larisa m-ar fi atacat pe mine, să zicem așa, nu a făcut asta, și acum eu dădeam înapoi, tu te supărai? Dacă eu dădeam înapoi... De față cu tine aici, te supărai? În mod normal, dar... Te supărai da sau nu? Nu în mod normal. Da, în mod normal că mă supăram. Păi vezi, e la fel de aia să supără. Lorena, ți-am adus niște mere. Wow, mulțumesc. Merele pe care... Tăia, de fapt. Alea sunt merele tale, ce trebuie de încolo? Ce le-am tăiat, am încercat și după m-a ajutat eu și Radu, că nu puteam. Mulțumesc frumos. Cu drag. Cum de ți-ai adus aminte? Dar cum de te-au mai lăsat și astăzi? Nu știu. Le-ai văzut și le-ai adus? Da. Drăguț, din partea ta, mulțumesc. Fetelor, dacă... Cum dai minte lui Lenuța, să-i dăm și noi luma. Îmi dăm și mie. Chiar ai dat 50 lei. Ideea care e, el nu e genul ăla de persoană romantică din prima. În prima dată te iau Caterinca cu Haz, vezi că de tine mi-a zis din prima zi, sus, pe cuvântul meu, dacă te mint, sus, că mi se pare că fata aia are Haz și că permite glume, e amuzant, e glumeață, adică el de-aia poate te-a luat așa pe tine, stil amuzant. Că ce-o fi, s-a văzut că și tu ești la fel, că și tu ești la fel. Păi, sunt. Și el cumva, el glumind așa poate te cunoaște și... Că te-ai așteptat să fie mult mai romantic din prima. Nu, ideea e că e mult prea devreme. Adică el nu mi-a închis ușa la o interacțiune, știi? Da, ți-a închis ușa asta? Că eu nu știu. Știu de Cosmic ți-a închis ușa. De da, la el nu. Dar nici nu e pregătit pentru... Da. Julia. Aia e melodia mea. Ce ți-am zis? Așa e el, n-ai. Da. Din dragoste... Hai, Laurențiu, avea și noi o conversație. Pa. Părăsește chat-ul, mulțumim. Vă aduc ceva? Nu. O apă, vă servesc? Unde sunt? Unde sunt? Șuste per șuste. Bă, unde dar sunt? Dar de ce ne închizi? Da, el a zis că nu ar fi pregătit și nu neapărat cu mine. Cu nimeni n-ar fi pregătit să înceapă să o ia de la capăt. Dar cu tine n-are nimeni ceva personal, frate. Da, mă, frate, dar uite, să pune-te în situația mea. Uite, chiar te rog, pune-te în situația mea. Tu faci bine, eu n-am nimic, cum să zic, foarte bine. Adică și eu am văzut episoade în care tu ai sărit și ai spus exact așa, bă, voi nu vă luați de femeia mea. A, corect. Asta a fost cuvintele tale. Eu n-am zis, nu, stai așa.
În dulap. Eu n-am zis că tu nu ar fi trebuit să ai reacție. Eu chiar n-am niciunul dintre voi, crede-mă, eu vă respect și vreau să vă respect în continuare. Eu n-am zis că tu nu ar fi trebuit să ai o reacție și normal, era o problemă dacă n-ai fi avut reacție. Înțelegi? Adică tu mai înțelegi de ce am avut ieșirea și de ce am reacționat așa? Eu am înțeles perfect, mi se pare și normal să ai. Și iubăreți? Măi, eu așa mă consider, n-am avut multe relații, sincer să zic așa, dar nu unica mea relație pe care am avut-o, am fost destul de iubăreți. Deci practic le-ai pe toate. Dar nici tu nu contezi din cazul ăsta ca eu nu. Pentru că na. A intrat pentru Larisa, îți place Larisa. Asta e tabelul tău. Da. Ce-mi doresc eu de la un bărbat, cum aș vedea un bărbat. Și aici ce mai voiai să pui gen? Nu, aici nu mai era nimic, nu știu de ce a făcut Lorena. A făcut Lorena greșit schema. A, nu, sunt punctajele aici. Dar de ce te-a luat așa? M-ai văzut pe mine? Da, da, nu mă. Bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit! De ce pleci ca tica de la masă?